Legătură cu live-ul de acum 2 zile, am ascultat mai multe melodii, știți și voi că ne-am pilit puțin așa și am ascultat mai multe melodii, dintre care una dintre melodii, și anume a lui Petrica Cercel, mi-a dat copyright pe canal. Nu am primit strike sau ceva, ci că în 48 de ore trebuie să aștept să vedem dacă îmi dă live-ul pe public sau nu. Acum, eu nu înțeleg ce se întâmplă, cum se întâmplă și de ce aș lua copyright. Pentru că haideți să vă explic. În primul rând, canalul meu nu este monetizat. Adică eu nu aș face bani de pe muzica lor. De asta Twitch e mult mai permisiv decât YouTube-ul, de asta Twitch-ul te lasă să reacționezi, să faci chestii. YouTube-ul nu prea e atât de permisiv. Adică dacă eu aveam, să zic, te pup, mersi mult rău de tot. Lasă-mă, Nicușor, ușor, Nicușoare, ușor. Adică înțeleg dacă eu aveam monetizarea pornită și făceam bani de pe urma asta după vizionare sau ceva. Înțelegeam că e ok, intri și asculti muzica noastră și faci bani după urma ei. De o gen n-am, nu te muta pe Twitch, nu mă, frate, pe Twitch, aici rămânem pe Twitch, nu avem ce să facem pe Twitch. Pe Twitch e fire, pe Twitch e... Sunt băieții grei acolo, e greu, ești nebun. Fiecare cu treaba lui și unde a început, ești nebun și ne respectăm joburile, că până la urmă suntem colegi între noi, chit că sunt două platforme diferite. Banii din gol sunt pentru cafea, păi am zis să ce dracu facem noi pentru donații la 350 de euro și acum o să vină să punem gol de la 300, o să vină acum hiterii, da, doamne, da, imogenei, de ce mi-ai pus gol, ca să mai păpăm și noi ceva. Așa că în legătură cu live-ul trecut, dacă mergi și intrăm aici, pe aici și ne uităm, mai multe mouse-uri și mașini pe care să le folosesc, mergem pe la YouTube aici, mergem la content, ne uităm la live și avem așa, ăsta e cuțitul cu 79.000 de vizionări, 14.000 de like-uri, un live destul de bun, sincer. Un live destul de bun. Și dacă intrăm și să vă arăt mai complexat, așa zice, this video contains copyright material, as a result, it has been blocked worldwide. Deci nu mai pot să fie văzut în toată lumea, mâncava și gura voastră. Nu că s-ar fi uitat pinguinii de la Antarctica la mine sau ceva în gen. Dacă mergem pe details, putem să observăm unde și scrie, not affected. The contain ID claim, your video does not affect your channel, this is not a copyright strike. Asta nu este strike, este pur și simplu un claim. Și ne uităm. Te pup, Răzvan, bine ai venit, bine ai venit, vă mulțumesc pentru membru. Lumea s-a schimbat de la Chelo, am luat copyright. Dar nu mi-a blocat live-ul. Chef de chef la fel, am încredere în tine. Smoke the harp. Actă full Ludacris, ești nemun. Dacă nu mi-a dat actă full Ludacris, nu știu ce putea să-mi dea. Bam, 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 Liviu Guță, nu știu ce, lacrimi ascunse, Nicolae Guță cu tare, bla, 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 Bori, m-am îndrăgostit, Lei Grei, și am luat de la, stați că vă arăt acum, dar nu știu dacă mai apare, dacă am dat, uitați aici, de la Florin Cercel, este singura melodie la care am luat, bloc pe toată, bloc pe live, e singura melodie, de toate melodiile din lume, decât la Habibi, Come to Dubai, de la Florin Cercel am luat, a luat copyright, ești nebun. Adică mi l-a blocat. Păi nu are treabă Florin Cercel, frate. Nu are treabă Florin Cercel. Este ceva automat, știi? Este ceva automat. Nu are treabă domnul artistul Florin Cercel. Pe care îl respect și îl respectăm, nu? Dar ideea este că așa se face automatizare cu casa de discuri care vă dați seama că dă copyright-uri în stânga și dreapta pentru că e ceva de înțeles, dar n-ai cum să urci materialul lor pe un canal și probabil așa s-a văzut ca și cum materialul ăsta a fost urcat pe canalul ăsta și aș produce bani din chestia asta. Fă și tu live cu OMTV, n-aș avea de ce să fac live cu OMTV. În primul rând, dacă aș intra pe OMTV, ce faci pe OMTV? Faci mișto de lume, da? Dacă faci mișto de lume, asta facem noi aici, facem mișto de lume, aici facem mișto între noi. Că mai râdem cu Carolina, că mai râdem cu Cosmina, că păceat, că mai râdem cu alea, e una, ne cunoaște, ne permitem. Dar nu mă mai duc pe Omegle și să fac ce? Să mă iau de nume pe Omegle? Face mișto de Omegle. Am 30 de ani și fac mișto de oamenii după Omegle. Nu vi se pare că e puțin cam nașpa? Și că o chestie pe care eu am schimbat-o de vreo 4 ani de zile și nu o mai fac? Adică mi se pare că e mai ok să stau să fac mișto. Aș putea să fac mișto, să intru pe Omegle, să fac mișto de copii la 30 de ani. E extraordinar, nu? Pula mea, așa fac autoironie. Fac povești despre mine, fac mișto de mine, fac mișto de mine și de prietenii mei cu care am făcut tâmpenii și mai îmi permit cu moderatorii de pe cea cu care mai îmi permit. În rest, mai bine stăm acasă la noi. Ce faci, șefule? La ora asta ai greșit ceasul? N-am greșit nimic. Da, și cam așa cu live-ul ăsta. Așteptăm acum să vedem. Au trecut deja 24 de ore, mai sunt 24 dacă ne dă. Eu le-am spus, bă, nu am
nu am nimic de profitat de pe urma acestei melodii și să vedem dacă ne dă înapoi live-ul sau nu. Din câte am înțeles, ar trebui să mi-l dea înapoi, că a avut și Haimen problema asta de mai multe ori și cu muzică din afară, deci nu cu muzică din România. Dacă nu îl dă, asta este... Am vorbit cu băiatul de la GG Drop, live-ul se pune, care v-ați uitat, v-ați uitat, reacții la piesa lui Dorian Popa. Ușor că reacționăm la bă. Când suntem acum pe dimineață, fără energie, că dacă îmi dau toată energia, mă capa și gura voastră la trei mă culc chiar. Dar ai copyright pe toate live-urile din ce văd? Păi da, pentru că ți-am spus, YouTube-ul nu e atât de permisiv cu muzica. Pe Twitch poți să reacționezi la orice vrei. Poți să reacționezi la Noră pentru Mamă, la Daddy, ce erau emisiunile alea, cum era, Neni nu știu cum, Curat Murdar. Deci n-ai nicio treabă, de-aia Twitch e ok pe partea asta. Twitch e mult mai ok pe partea asta, pentru că stai pe spate. Stai pe spate și n-ai nicio problemă. Aici pe YouTube, uitați-vă și voi, cam pe oriunde ți ești nebun. Dar să apreciez YouTube-ul că a implementat o chestie foarte bună. Asta atunci când tu asculti și este șansa să-ți iei strike, îți scrie în YouTube Studio în timp ce faci live acolo că poți să primești strike, știi? Și îți dă posibilitatea de a opri muzica. Ce s-a întâmplat pe scurt? Nu s-a întâmplat, frate, nimic. Nu s-a întâmplat absolut nimic, suntem bine. Emoji la RXP cum ar fi. Da, frate, acum hai să... Bă, frate, dacă deja primești donații, dacă deja mai am niște contracte semnate, că sunt cu GG Drop-ul și încă așa și cu donații, nu vi se pare că deja vin destui de mulți bani? Eu am fost învățat și crescut de părinții mei să am bun simț. Nu mă interesează ce fac alții, mă interesează ce fac eu. Adică ce înseamnă acest bun simț? Pe mine m-a învățat tata să iau decât cu dreapta. Dacă iau și cu stânga, deja e too much. Deja e too much să fac aparate, deja e too much să mai facă că un site de betting, că aș putea să fac chestia asta, e deja too much să fac promovări la site-uri de haine, deja e too much să fac toate lucrurile astea. Să mă duc până risfăi, să mă bat pentru bani, să mă duc până alea. Eu deja am venit un meu de unde vine, n-are rost să iau cu două mâini. Deja e îndeajuns, ești de mult că iau cu dreapta. E super, 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 super. Dacă o iei cu stânga, îți dai drumul mai bine la perete. Da, nebunie mare ce se întâmplă pe TikTok din ce am observat.